Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea zilnică pentru duminică 14 februarie. Acum hai să vedem ce cărți o să iasă pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară pentru această zi de Valentine's Day. Hai să vedem. Pe partea de dragoste avem Regina de Bâte, cea mai magnetică și mai sexy regină din toată suita de tarot. Vești bune atât pentru cei singuri, cât și pentru cei care sunt deja în relații de lungă durată. Pentru cei singuri, puteți să atrageți în viața voastră un partener sau o parteneră foarte focoasă, foarte pasională, cu foarte multă atracție, cu foarte multă chimie între voi. Pentru doamne și domnișoare, aranjați-vă, machiați-vă, scoateți la înaintare toate aturile voastre, pentru că toți ochii o să fie ațintiți asupra voastră și aveți foarte mari șanse să atrageți privirea unui rege de bâte, de ce nu, da? Unui partener care să fie pe măsura acestei regine de bâte. Pentru domni e foarte important să fiți încrezători, siguri pe voi, și să fiți voi cei care faceți primul pas, care inițiază contactul, discuția cu această persoană de care sunteți atras. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, în relații stabile, energia reginei de bâte vine cu foarte multă pasiune în relația voastră. Profitați de această zi de Valentine's Day ca să petreceți timp cu partenerul, partenera voastră, să aveți o masă romantică, să vă uitați la un film, să petreceți timp împreună și să vă bucurați de compania celuilalt. Același mesaj și pentru doamnele, domnișoarele care sunt deja într-o relație, aranjați-vă, faceți-vă părul, machiați-vă, îmbrăcați-vă mai frumos decât de obicei, chiar dacă o să stați doar în casă, chiar dacă nu puteți să mergeți niciunde, depuneți acest efort pentru partenerul vostru ca să întrețineți flacăra pasiunii din relație. Pentru domni, iarăși, chiar dacă sunteți deja într-o relație, e foarte important să rețineți că inima partenerei voastre nu se cucerește o singură dată, ci se cucerește zi de zi prin faptele, vorbele și acțiunile voastre. Și chiar dacă nu puteți să mergeți niciunde, nu puteți să ieșiți în oraș din prisma situației actuale, totuși puteți să organizați ceva frumos acasă, puteți să comandați mâncare, să vă îmbrăcați mai frumos, să comandați o sticlă de vin mai specială și să aveți o seară foarte frumoasă alături de partenera voastră. O energie foarte frumoasă pe partea de dragoste pentru această zi de Valentine's Day, foarte multă pasiune, foarte mult romantism, foarte multă atracție magnetică. Pe partea de sănătate avem Steaua, cartea care în tarot reprezintă zodia vărsătorului și cartea care ne promite îndeplinirea oricărei dorințe. Pentru o parte dintre voi, mai ales dacă ați avut o boală pentru care ați urmat un tratament, astăzi o să aveți parte de o veste foarte bună, un mesaj foarte promițător, rezultate foarte pozitive în urma tratamentului sau a terapiei pe care ați urmat-o. Pentru cei care de-abia acum aflați că aveți o boală, o problemă de sănătate, este foarte important să vă păstrați optimismul, pentru că această carte promite găsirea unei soluții pentru problema voastră de sănătate. Cu Steaua pe etalarea de sănătate, nimic nu este imposibil. Orice vă doriți, puteți să obțineți. Trebuie doar să aveți încredere în divinitate, în univers și în forțele voastre proprii. Pentru că soluția o să vină din conlucrarea acestor elemente, din conlucrarea între divinitate și voi înșivă. Și chiar dacă acum suferiți de o boală pentru care încă nu există un tratament, încă nu există o vindecare, această stea norocoasă vă promite că soluția va veni, tratamentul se va inventa și o să vă puteți vindeca chiar dacă acum nu vă dați seama cum. Cu Steaua este foarte important să aveți încredere în divinitate, chiar dacă nu vedeți tot drumul, tot traseul de la start până la finish, e important să faceți primul pas, să aveți încredere în divinitate că vă ghidează în direcția corectă și că la finalul acestui drum
o să obțineți vindecarea pe care vă doriți. Nimic nu este imposibil, indiferent ce boală aveți, indiferent cât de rară ar fi această boală sau cât de comună ar fi, soluția o să vină. Chiar dacă astăzi nu există tratamentul, terapia, protocolul pentru a trata această problemă, în următoarea perioadă, mai ales sub influența acestor planete din Vărsător care s-au aglomerat toate acolo, știința o să aibă parte de niște salturi spectaculoase. Medicina o să aibă parte de niște descoperiri fabuloase. Și fiți siguri că în decursul vieții voastre se va găsi o soluție pentru această problemă. Aveți încredere, fiți optimiști, pentru că toate lucrurile o să iasă bine aici. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem treiul de bâte, o nouă aventură care o să vă ducă pe culmile succesului. Pentru o parte dintre voi s-ar putea ca treiul de bâte să vină cu nevoia unor călătorii în interes de servici, cu delegații în țară sau în străinătate, sau poate chiar cu nevoia unei relocări într-un alt oraș sau într-o altă țară. Proiectele voastre la muncă și în afaceri o să fie foarte bine aspectate, o să aveți parte de foarte mari succese, foarte multă împlinire. Iar pentru cei care operează într-un domeniu artistic, că sunteți scriitori, pictori, graficieni, sculptori, arhitecți, designer de interior, designer de modă, cântăreți, compozitori, actori, orice domeniu legat de artă, puteți să aveți foarte mare succes, să fiți foarte apreciați, foarte bine primiți de public. Marea voastră șansă în carieră o să vină, o să se arate astăzi. Pentru cei care sunteți în căutarea unui loc de muncă, apelați la prieteni, la cunoștințe, pentru că aceștia o să vă recomande un job care o să vă aducă foarte multă împlinire. Energii foarte frumoase pentru această zi, foarte bune în toate planurile. Și înainte să finalizăm etalarea, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, bineînțeles, vă rog să lăsați un like acestui video. Pentru cei care nu v-ați abonat încă la canalul meu, vă recomand să vă abonați pentru că astfel puteți să fiți la curent de fiecare dată când pun material nou pe canal și mă ajută și pe mine foarte mult. Mă motivează să creez cât mai mult conținut de calitate pentru voi. Și acum hai să vedem cartea Oracol pentru această zi, pentru Valentine's Day. Mesajul pentru toată lumea este următorul. Mă iubesc și mă accept chiar în această clipă. Sunt în procesul de a deveni cel mai bun prieten al meu. Persoana cu care mă bucur cel mai mult să fiu. Un mesaj foarte frumos care ne aduce aminte că iubirea trebuie să înceapă cu iubirea de sine, pentru că ceilalți se vor purta cu noi exact așa cum noi ne purtăm cu noi înșine. Noi suntem cei care trebuie să impunem standardele pe care le vrem în viața noastră și trebuie să demonstrăm cum vrem ca ceilalți să se poarte cu noi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!